change the rules forever. Hello și bine v-am găsit la un nou episod de Investigații Criminale, unde vorbim despre crime, dispariții și monștri de toate felurile. Eu sunt Diana. Și eu Fabian. Astăzi o să vorbim despre românul care a terorizat autoritățile americane în anii 90. Decebal Ștefan Emilian Mătăsăreanu s-a întâlnit prima dată cu partenerul său în crimă, Larry Eugene Phillips Jr., la o sală de gimnastică, Gold's Gym, în Venice, Los Angeles, California, în anul 1989. Phillips și Mătăsăreanu au devenit rapid prieteni, având interese comune în culturism și arme de foc. Înainte de a se întâlni, Phillips era un infractor obișnuit, responsabil pentru multiplele excrocherii imobiliare și furturi din magazine. Mătăsăreanu, născut în Timișoara, România, din părinți care s-au mutat la Los Angeles în 1974, era un inginer electrician calificat și conducea o afacere de reparații de computere relativ nereușită. Pe 20 iulie 1993, Phillips și Mătăsăreanu au executat primul lor jaf, o mașină blindată în fața unei sucursale First Bank în Littleton, Colorado. Nu au apucat să se bucure de banii furați, deoarece, 3 luni mai târziu, au fost arestați în Glendale, la nord-est de Los Angeles, pentru operarea unui vehicul furat. O percheziție ulterioară a vehiculului lor a găsit 2 puși semiautomate, 2 pistoale, peste 1600 de cartușe de muniție de pușcă 7.62x39mm, 1200 de cartușe de muniție de pistol 9x19mm Parabellum și 45 AKP, scanere radio, bombe fumigene, dispozitive explozive improvizate, veste de armură antiglonți și 3 plăcuțe de înmatriculare diferite din California. Inițial, acuzați de conspirație pentru comiterea unui jaf, ambii au petrecut 100 de zile în închisoare și au fost plasați sub probă timp de 3 ani datorită unui acord de recunoaștere a vinovăției. După eliberare, majoritatea bunurilor confiscate le-au fost returnate, cu excepția armelor și explozibililor confiscați. Proaspăți ieșiți din închisoare, pe 14 iunie 1995, Phillips și Mătăsăreanu au atacat o altă mașină blindată în Winnetka, Los Angeles, ucigând un gardian și rănind grav un altul. În mai 1996 au jefuit 2 sucursale ale Bank of America în zona Valea San Fernando din Los Angeles, furând aproximativ 1,5 milioane de dolari. Seria lor de jafuri a culminat în dimineața zilei de 28 februarie 1997, când cei doi au încercat să jefuiască o sucursală a Bank of America situată în nordul Hollywoodului. Pe lângă faptul că erau de-a dreptul înveliți în armură antiglonți, Phillips și Mătăsăreanu s-au înarmat cu un HK-91 semiautomat și mai multe arme convertite ilegal. 2 puși tip Kalashnikov și un Bushmaster XM15 Dissipator. În plus, fiecare bărbat avea un ceas cusut pe spatele unei mănuși pentru a-și monitoriza timpul. Înainte de a intra în clădire, amândoi au luat un sedativ prescris lui Mătăsăreanu pentru a-și calma nervii. Laboratorul de toxicologie criminalistică al biroului medicului legist a găsit ulterior multe alte medicamente în sângele lui Phillips și Mătăsăreanu. Jaful a început la ora 9:16 dimineața, când perechea a luat controlul băncii și au forțat pe toți cei din interior să se întindă pe podea. În timp ce intrau în bancă însă, au fost observați de 2 ofițeri LAPD, Lauren Farrell și Martin Perello, care conduceau pe bulevardul Laurel Canyon într-o mașină de patrulare. Ofițerul Farrell a emis un apel la radio. Citez: 15A43, solicităm asistență. Avem un posibil 211 în curs la Bank of America. Închei citatul. După ce au obținut acces la casier și la seif, împușcând ușa, tâlharii l-au forțat pe managerul adjunct să deschidă seiful și să înceapă să umple sacul de bani. Din cauza unei schimbări în programul de livrare al băncii, seiful nu conținea cei 750.000 de dolari la care se așteptau. Mătăsăreanu, furios, a avut o dispută cu managerul și a cerut mai mulți bani. Într-o aparentă criză de frustrare, românul a tras un întreg încărcător de 75 de gloanțe în seiful băncii, distrugând o mare parte din banii rămași. Au încercat apoi să deschidă bancomatul băncii, dar din cauza unei schimbări de politici, managerul sucursalei nu mai avea acces la banii din interior. Înainte de a pleca, ucigașii au închis ostaticii în seiful băncii. În cele din urmă, cei doi au plecat cu 300.000 de dolari și 3 pachete de vopsea care au explodat ulterior, distrugând banii pe care i-au furat.
La ieșirea din bancă, cei doi au fost întâmpinați de ofițerii LAPD și a urmat un schimb de focuri intens. Phillips și Mătăsăreanu au încercat să fugă, dar poliția era deja pe poziții strategice în jurul băncii. Cei doi au continuat să se angajeze în luptă cu ofițerii, trăgând focuri sporadice în mașinile de patrulare care fuseseră poziționate pe bulevardul Laurel Canyon, în fața băncii și în parcarea de vis-a-vis. Ofițerii, care erau mare parte înarmați cu pistoale Beretta 92FS de 9 mm, revolvere Smith & Wesson model 15 de calibru 38 Special și puși cu pompă cu țeavă lisă Itaca model 37 de 12 au continuat să răspundă focului, dar au constatat că pistoalele și puștile lor nu puteau penetra armura purtată de cei doi. Situația a fost agravată de faptul că majoritatea pistoalelor de serviciu ale ofițerilor LAPD aveau o rază de acțiune insuficientă la distanțe mai mari. Un polițist a fost auzit pe frecvența LAPD la aproximativ 10-15 minute de la începutul schimbului de focuri, avertizând alți ofițeri că nu au cum să oprească vehiculul de evadare, deoarece infractorii trag cu arme automate. Autoritățile erau ținute la sol de rafalele grele de focuri de armă, făcând extrem de dificilă țintirea capetelor celor doi. Copleșiți de arsenalul lui Phillips și Mătăsăreanu, câțiva ofițeri au acționat 5 puști de tip AR-15 de la un magazin de arme din apropiere pentru a-i combate. Focurile de armă ale polițiștilor au lovit pușca Heckler & Koch, pe care Phillips o trăgea, făcând-o inutilizabilă. Phillips a abandonat-o și s-a reînarmat cu o altă mitralieră din portbagajul sedanului. După ce operatorii radio ai LAPD au primit al doilea apel de ofițer căzut de la polițiștii implicați în schimbul de focuri, a fost emisă o alertă tactică. O echipă SWAT a diviziei metropolitane a LAPD a sosit la 18 minute după ce schimbul de focuri a început. Ei erau înarmați cu AR-15 și purtau pantofi de alergare și pantaloni scurți sub armura antiglonț, deoarece erau în mijlocul unui antrenament când au primit apelul. Aflându-se încă în parcare, Mătăsăreanu a fost împușcat în fesa dreaptă, piciorul drept și antebrațul stâng. Un al patrulea proiectil i-a lacerat orbita superioară dreaptă și l-a determinat să se aplece în spatele capotei mașinii de evadare în șoc. Ulterior a abandonat geanta de bani, a intrat în vehicul și a pornit motorul. Phillips a recuperat pușca HK91 din portbagajul deschis și a continuat să tragă asupra ofițerilor în timp ce mergea pe lângă sedan, folosindu-l ca acoperire. Pe măsură ce Phillips se apropia de partea pasagerului a vehiculului, a fost lovit în umăr și pușca sa a fost lovită în receptor și în magazie de gloanțele trase de poliție. După ce a tras câteva focuri cu o mână, Phillips a abandonat pușca HK91 și a recuperat un Kalashnikov înainte de a ieși din parcare și a se retrage pe stradă, în timp ce Mătăsăreanu conducea pe drum. La ora 9:52, Phillips s-a virat spre est pe strada Arciut și s-a adăpostit în spatele unui camion parcat, unde a continuat să tragă asupra poliției până când pușca sa s-a blocat. Incapabil să deblocheze pușca din cauza unei răni la închietura mâinii sângi, a scăpat pușca și a scos un pistol Beretta 92FS pe care a început să-l tragă. O altă împușcătură în mâna dreaptă l-a determinat să scape pistolul. După ce l-a recuperat, a plasat țeava sub bărbie și a tras. Pe măsură ce cădea, un ofițer l-a împușcat în partea superioară a trunchiului, secționându-i coloana vertebrală. Ofițerii de peste drum au continuat să tragă de mai multe ori în corpul lui Phillips în timp ce era la sol. După ce focurile s-au oprit, ofițerii din zonă l-au înconjurat pe Phillips, l-au încătușat, deși era evident decedat în acel moment, și au scos masca de schi. Vehiculul lui Mătăsăreanu devenise inutilizabil după ce două dintre anvelopele sale au fost împușcate și parbrizul acoperit de găuri de glonț. La ora 9:56 a încercat să deturneze un Jeep Gladiator galben din 1963 pe Arciut, trăgând în șofer, care a fugit pe jos la 3 blocuri est de locul unde a murit Phillips. A transferat rapid toate armele și muniția din mașina de evadare, dar nu a reușit să opereze jeepul din cauza activării întrerupătorului electric de către șofer înainte de a fugi. În timp ce elicopterele KCBS și KCAL pluteau deasupra, o mașină de patrulare condusă de ofițerii SWAT a sosit rapid și s-a oprit pe partea opusă a camionului față de locul unde era oprit Chevroletul. Mătăsăreanu a părăsit camionul, s-a adăpostit în spatele mașinii inițiale de evadare și a intrat într-un schimb de focuri aproape neîntrerupt de 2 minute și jumătate. Armura de piept a lui Mătăsăreanu a deviat 2 focuri trase de ofițerul SWAT Anderson, ceea ce l-a lăsat fără aer pentru scurt timp, înainte de a continua să tragă. Anderson a tras cu aer 15 sub mașină și l-a rănit pe Mătăsăreanu în picioarele neprotejate. Curând, nu a mai putut continua și a ridicat mâinile pentru a arăta că se predă.
Personalul ambulanței urma procedura standard în situații ostile, refuzând să-i ofere primul ajutor, deoarece Mătăsăreanu era încă considerat periculos. Poliția a solicitat prin radio o ambulanță, dar Mătăsăreanu, înjurând zgomotos și provocând poliția să-l împuște, a murit înainte ca ambulanța și echipele de intervenție medicală de urgență să ajungă la fața locului, aproape 70 de minute mai târziu. Majoritatea incidentului, inclusiv moartea lui Filip și predarea lui Mătăsăreanu, a fost transmisă în direct de elicopterele de știri, care au plutit deasupra scenei și au televizat acțiunea pe măsură ce evenimentele se desfășurau. Peste 300 de ofițeri de aplicare a legii din diverse forțe au răspuns la alerta tactică emisă la nivelul orașului. Până când schimbul de focuri s-a oprit, Philips și Mătăsăreanu trăseseră aproximativ 1100 de glonțe. Mai exact, un glonț la fiecare două secunde. 12 ofițeri de poliție și 8 civili au fost răniți în timpul schimbului de focuri. În total, aproape 2000 de glonțe au fost trase. 7 luni mai târziu, Departamentul de Apărare a oferit LAPD 600 de puști M16 excedentare care au fost distribuite fiecărui sergent de patrulare. De asemenea, vehiculele de patrulare LAPD au început să transporte puști AR-15 ca echipament standard, având și plăci de Kevlar rezistente la gloanțe în ușile lor, iar polițiștilor le-a fost autorizată purtarea de pistoale semiautomate de calibru 45 AKP, ca arme de serviciu, în special modelele Smith & Wesson 4506 și 4566. Un proces în numele copiilor lui Mătăsăreanu a fost intentat de avocatul Stephen Youngman împotriva autorităților, susținând că drepturile civile ale lui Mătăsăreanu au fost încălcate și că a fost lăsat să sângereze până la moarte. Procesul a fost judecat în Curtea Districtuală a Statelor Unite în februarie și martie 2000 și a fost anulat din cauza unui juriu indecis. Anul următor, schimbului de focuri, 18 ofițeri LAPD au primit medalia de onoare a departamentului pentru acțiunile lor și s-au întâlnit cu președintele Bill Clinton. În 2003 a fost produs un film despre incident intitulat 44 de minute, schimbul de focuri din North Hollywood. În 2004, Muzeul Poliției din Los Angeles, din Highland Park, a deschis o expoziție ce include două manechine în mărime naturală, ale lui Philips și Mătăsăreanu, echipate cu armura și îmbrăcămintea similară pe care le-au purtat, precum și armele pe care le-au folosit. În muzeu mai sunt expuse mașina de evadare a jefuitorilor și mașina de patrulare LAPD a ofițerului Marvin Whitfield. E bine, aici se încheie episodul de astăzi despre schimbul de focuri din nordul Hollywoodului și despre Mătăsăreanu. Eu am fost Fabian. Iar eu am fost Diana, iar până data viitoare, ai grijă să nu fii următorul nostru subiect.